Bună seara, bine v-am găsit în fața ecranilor. Ce zi minunată de mai trăim noi cu toții astăzi. Nu prea am înțeles acolo, Cachi Maliache, așa obopsit și de cum artă sau cum. Nu înțeleg că, de exemplu, o psică frumoasă și cu apus. Andrei, hai da, odată, că, vai de mine, ce greu te miști, dar voi veniți încoace. Apropo, atenție, Nata, dă drumul la apă cu capacul ăsta pus, bravo. Dragilor, Nata, e bine destul de greu de să pornească aspiratorul. Măi, da. Tu! Doamnelor și domnilor, în premieră, în emisie directă la Jurnal TV, un spectacol miraculos. Aplauze pentru Ana Munteanu! După 16 ani de desen și pictură, la un moment dat am simțit că nu pot. Nu mi-e așa cum mi-a reușit cu creonul pe foaie. Și am depus timp de 3 ani foarte multă muncă ca să ajung la rezultatul care este acum. Chiar să vreau, nu pot să repet același lucru de două ori. Deci tot timpul iese ceva diferit și asta este magia acestei tehnici. Cine vine un artist cu nume mare, astăzi la piper și sare, toată lumea și tot neamul cântă Ion Surucianu. La sare și piper, Celentano de Moldova. Eu te rog mai rămâi, eu te rog mai rămâi, pentru ce tu și singură știi. Eu te rog mai rămâi, eu te rog mai rămâi, pentru ce tu și singură. Dar să știi că s-au găsit și cei 8.000 de spectatori care au dorit să vină la întâlnire cu mine, cu prietenii mei. Da. Ionică Dolgan, așa mă numea tot vremea. Ionică, vrei să cânți la noroc? Fetico, directorul Filarmoniei, se uite la Mihaică. Mișu, ție îți place? Da, Mihaică, da. El. Așa de simplu a fost. Primul salariu a fost 98 de ruble. Ei, erați bogătan. Da. Eu mă rog lui Dumnezeu să mai am încă 5 ani. Ca să pot să mai cânt și așa mai departe. Și cred că poate până atunci nici nu știi că mai fac anul ăștia și un stadion și mai frumos. Da. Și cu mai mulți spectatori. Dar să știi că tot gratis să-l fac.